Antena 3 a prezentat o stenogram despre care susține ce i-a dis cu ei dintre Klaus Iohannis și Viorica Dencil. Eu ce fac acum? Foto? Antena 3 a prezentat stenograme despre care a spus ce ar fi ale discuției dintre Klaus Iohannis și Viorica Dencil. Discuia ireal cu aproximație de 99. A spus Cătălina Porumbel în apărarea veridicității textului prezentat. Conform sursei citate, Iohannis a sunat-o pe Viorica Dencil și a chemat-o la Palatul Cotroceni la discuția de mediere a conflictului cu BNR. Dencil a refuzat pe Iohannis și a spus că nu va merge pentru ce este în Israel și că nu va trimite pe nimeni, urmând a se prezenta ea, vineri. Viorica Dencil, plec în Israel. Oricum, joi vin doar eu la Palatul Cotroceni pentru ce nu există niciun conflict cu BNR, nu accept altfel. Nu e cazul să vin altcineva din cadrul guvernului. Vin doar eu într-o zi vorbim. Klaus Iohannis am anunțat deja această întâlnire. Lăsați să vin măcar pe Eugen Teodorovici sau pe vicepremierul Viorel Tefan. Viorica Dencil, nu, nu vine nimeni în afară de mine. Klaus Iohannis, eu ce fac acum? Viorica Dencil, eu ce să vă fac, dacă nu m-ai întrebat înainte? Dacă vrei, ne vedem doar noi doi?